prieten care a participat la maratonul de la Londra. Era foarte încântat că a făcut 4 ore și 10 minute, în condițiile în care câștigătorul a făcut 2 ore și 10 minute. Și l-am întrebat, de ce ești așa de încântat? Pentru că, practic, n-ai câștigat nimic. Tu ai pierdut cursa. Au fost mulți alții care au terminat înaintea ta, iar câștigătorul doar cu 2 ore mai puțin decât tine. Iar el mi-a răspuns, știi ce? Pentru mine, participarea la acea competiție, la acest maraton, n-a avut ca obiectiv să câștig maratonul, ci ca eu să fac un timp mai bun decât am făcut în anul anterior. Vedeți? Asta se întâmplă și în educație. Avem tendința tot timpul să alergăm ca într-o cursă de cai, când de fapt noi ar trebui să devenim mai buni, mai buni, mai buni, astfel încât atunci când ne comparăm cu anul anterior, să spunem, da, am progresat. Vreau să vă spun o poveste. În ciclul gimnazial, eu am luat premiul 2 din clasa 1-a până în clasa 8-a. Dacă aveam 4 colegi mai buni ca mine, ei luau premiul 1, eu eram primul care luam premiul 2. Dacă aveam un singur coleg mai bun ca mine, el lua premiul 1, eu luam premiul 2. A fost un leitmotiv al existenței mele în gimnaziu. Și eram tot timpul supărat. Ajungeam acasă foarte, foarte, foarte deprimat. Iar părinții mei spuneau, de ce ești supărat? Până la urmă, uită-te puțin, în spatele tău sunt alți 25 de colegi. Deci, practic, tu ești unul din cei mai buni. Eu n-am fost mulțumit niciodată cu această explicație. Așa se întâmplă și în organizații. Ne uităm la un coleg, ne uităm la celălalt. Unul câștigă mai mult, unul câștigă mai puțin. Unul promovează mai repede, unul mai târziu. Dar de fiecare dată când cel de lângă noi promovează mai repede sau are un salariu mai mare, noi suntem deprimați. Suntem triști, suntem supărați. Pentru că, în loc să ne preocupăm de propria noastră dezvoltare, avem tendința să ne comparăm întotdeauna cu ceilalți. Pentru că asta a făcut școala cu noi. Ne-a dus tot timpul într-o competiție și ne-a poziționat tot timpul în ierarhie. Am văzut un studiu în care colegii dintr-o organizație au fost puși să evalueze, să se gândească, să spună cât câștigă colegii lor. Toți au spus că ai lor colegi câștigă mai mult decât câștigă ei personal. În realitate, lucrurile nu erau deloc așa. Dar ei aveau convingerea că toți ceilalți câștigă mai mult ca ei. De ce facem asta? Pentru că avem tendința tot timpul să ne poziționăm ca niște loser. Pentru că tot timpul suntem într-o cursă de cai. Nu suntem într-un maraton. Noi nu luptăm cu noi înșine ca să fim mai buni, ci tot timpul ne poziționăm să vedem cum suntem față de ceilalți. Pentru că școala ne-a făcut să fim așa. Vreau să vă întreb ceva. Sunteți chiar așa preocupați de performanța colegilor voștri? Sunteți chiar așa de preocupați de ceea ce fac ei? Eu cred că nu. Cred că mai bine ar fi să fiți preocupați de performanța voastră și de cum puteți voi să fiți mai buni de la un an la altul. Pe de altă parte, ar fi bine să vă gândiți dacă viața voastră, atât profesională, cât și cea personală, este într-o permanentă cursă de cai sau este un maraton. Gândiți-vă și încercați să vă poziționați corect.